Bună ziua, bun găsit la Negustorul de Idei. Continuăm dezbaterile legate de campanie. Astăzi avem un invitat nou. Este domnul Vasile Ilieș, candidatul Partidului România Mare la funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj. Evident că n-a venit cu mâna goală, n-a venit singur, a venit cu candidatul la primăria Cluj-Napoca, Ioan Avram, pe care o să-l vedem un pic mai târziu. Deocamdată o să-l întrebăm pe domnul Vasile Ilieș, care e deja altfel decât la timp s-a stabilit în Cluj, pentru că au venit copiii la Cluj. Cu ce gânduri începeți noastră? Deci, bineînțeles că cu gânduri... Aspirația la funcția de consilier județean, vă bateți cu Marius Zimpară și cu Alin Tișe. Eu zic că singurul care, chiar vorbeam cu colegul meu pe drum, singurul care mă bate este Alin Tișe. Eu zic că domnul Ioreanu nu... Am zis Nicoară. Da. Iarăși. Domnul Ioreanu... Da, precizez, Marius Nicoară candidează la funcția de primar a municipiului Cluj-Napoca, Horia Ioreanu la cea de președinte al Consiliului Județean Cluj. Eu zic că nu contează în ecuația asta, cum văd eu din punct de vedere politic, dacă tot m-ați întrebat și ați început ce put cu asta. Ce gânduri? Cu gânduri că veți câștiga sau cu gânduri că veți ajunge consilier? La asta m-am deci la consilier o să ajung sigur și o să câștig și aici. Depinde de cât o să avem noi forța prin care să ne spunem gândurile care le avem pentru așa ceva și lumea să ne perceapă. Deci, practic, totul depinde de noi și de percepția lumii. Sigur că și cu ajutorul nostru am azmetei să putem intra pe așa ceva. Să ne ajutați. Poate reușim să schimbăm clasa, poate reușim să schimbăm clasa politică. Mai ales în situația în care ați văzut capitalismul a ajuns la un prag, la un prag. Deci trebuie să facă absolut ceva. Când o să vedem? Poate mai repede cât credem noi. Da, dumneavoastră nu vă luptați cu capitalismul chiar dacă a ajuns la un prag. Nu. E prea mare lupta pentru așa ceva, dar este un sâmbure de nisip pe care îl duce furnica. Am înțeles. Domnule Ilieș, ce vreți noastră să faceți dacă ajungeți să conduceți un consiliu județean care înseamnă a coordona, de fapt, primările din județul Cluj și a avea sub ordine câteva regii, sau mă rog, societăți cu capital de stat. Deci, aeroportul, compania de apă, parțial compania de apă Someș, mai avem Tetaromul, Casa Tineretului, Hotel Victoria, cred că mai este aici. Da, este și... Și cam atât. Păi și drumurile județene. Casele vâzdecilor și drumurile județene. Să nu uităm că drumurile județene care mănâncă foarte mulți bani din... Ce nu vă place la ce s-a făcut? Păi, eu aș începe prima dată cu un mic CV. Că ce am făcut până acum, probabil, ca să aibă continuitate? Bun. În primul rând a fost director la SC Someș, deci, după care a fost director tehnic, director general la SCP Hartec Petrești, care... Da. Noi ne-am cunoscut și la Someș și la Petrești. Ați fost pe la noi pe acolo, la Petrești, unde am început deci, cu lanterna și să mergeți acum să vedeți ce arată. Și acum sunt director general la o SC Dotare Cover, o societate în care sunt și eu acționar. Și adică lucrez pentru mine. De la decident, de la executant, am devenit... angajat la propria firmă. Da, și am, trebuie să vă gândiți că am pornit totul de la Greenfield. Prin asta ce am vrut să vă arăt? Am vrut să vă arăt că pe unde am fost, am făcut, dacă vorbim un pic englezește, team-uri, am făcut echipe. Și sper să fac echipă și la Consiliul Județean. Așa. Acum, cum vă recomandați la director la Someș, director la BHTEC? Director la firma asta la altă, n-ați avut și o perioadă în care ați fost inginer stagiar? Deci a terminat facultate când era obligație să ai perioada de inginer stagiar. Dar sări peste ea. Am zis că să nu ocup timpul, asta a fost ideea. Dar ați avut și o perioadă până să ajungeți director, o perioadă foarte frumoasă și de tinerețe eram și atunci. Ani în urmă, vreo 10 ani am fost șef de secție la hârtie. Și însemna fabrica de hârtie de la Dej, când am preluat-o, avea 6 oameni, o singură secție, cu două mașini de hârtie, cu tot ce era acolo, să nu intrăm în amănuntele care au fost. Vă pare rău după să mergi Dej? Foarte mult. Suferiți, așa e? Da. Și cred că o să fie... Cu fabrica de la Petrești vă mândriți, pentru că am înțeles că merge bine, e prosperă. Foarte bine merge. Și... este condusă bine, este făcut un plan general, eu am participat... Și a fost o experiență pentru mine negocierea cu Berdu pentru intrarea Berdului în capitalul social al societății.
chiar foarte bine merge. Deci altceva, n-ai ce să spui. Și la firma asta, la altă, la... va merge la fel de bine? Da. Deja suntem la 40 de ani. Deci nu sunteți un om care vrea să se aranjeze, să dea lovitura din politică? Nu. Sigur nu. Nu mi-am propus. Și nu vreau să devin politruc, să știți. Deci vreau să rămân în continuare manager. Eu am făcut o ofertă electorală care am aici. Ajungem la dar, dacă tot mi-ați impus dumneavoastră acum discuția, să terminăm cu ea până la capăt. Apartenența politică. Ați avut un singur partid sau mai multe? Deci Partidul România Mare am avut. Dintotdeauna. N-am o singură să fiu, iubire, statornic. N-am apucat să fiu comunist. Și în PRM când ați intrat? Pe vremea de vreo... PUNR-ului sau... Da, pe vremea PUNR-ului. Din PUNR am intrat în... Deci inițial ați fost cu... Da, sigur, ați fost cu domnul Ungur. Cu domnul Ungur și cu domnul Funar. Deci, da, de atunci domnul Ungur era director la CFCH. Da. La CCH. Și fibrele nu mai erau. A fost opinie generală atunci și... Era la un moment dat de ales între... Era de la un moment dat de ales între... România Mare și PSD-ul și eu nu m-am văzut, m-am văzut mai mult naționalist decât socialist. Și atunci a mers de la sine. Naționalist? Păi, spuneți altcumva că Titulescu spunea dacă cu naționalismul și șovinismul. Da, de ce să nu spunem că să cred în partea națională și în partea creștină națională. Chiar cred în așa ceva. Și eu cred că avem foarte multe de spus pe treaba asta. În linie de valorile care le avem noi acum. Nu vreau să dau nume la nu știu ce artistă și să compară. Eu zic că la noi aici, în Ardeal, unde ortodoxia a devenit prin altul Bartolomeu, mai puternică decât în altă parte, chiar avem multe de spus pe partea asta de creștin național, avem multe de spus. Și un pic naționalist, eu zic că nu strică. Singura treabă e dacă recunoști sau nu recunoștem. Deci asta e părerea mea, este singura treabă care o văd. Dacă recunoști sau nu recunoști, pentru că și germanii ați văzut. Sunt naționaliști, asta este. Numai secundă. Acum mă gândeam la ceva și vreau să verific. Noi n-am avut primari clujeni născuți în Cluj. Mă refer după 90. Și care e problema? Primari aleși, dar am avut clujeni născuți în Cluj sau clujeni statorniciți aici, care au fost președinți de Consiliul Județean. Și acum mă gândeam că vine domnul Ilieș, totuși de Jean, care spune vreau să conduc de la Cluj Consiliul Județean. Da, vine un român. Vine un român cer de cet. Așa, ce părere? Că au mai trecut unii alții și primari și au jurat pe Biblie, au promis Marea Cusare, inclusiv că ei rămân fideli orașului, cetățenilor orașului, județului și așa mai departe, au întors spatele și au zis că fac carieră politică nemaipomenită. A ieșit ce a ieșit. Vă referiți cumva la domnul Boc care a spus că nu pomenesc nume, a spus-o și în alte ocazii, nu mă interesează numele. Cum? Dar spun eu, nu spuneți noastră. Da. Vă referiți la... promisiunea domnului Boc că nu va face niciodată alianță cu DMR. Nu, mă refer la promisiunea actuală, pe care cred că au făcut-o cei de pe partea aia, dar tot cu DMR-ul de a se asocia pentru a scoate un primar. Ați înțeles? Nu, e foarte subtil. Atunci gândiți un pic și veți vedea despre ce este vorba. Cum adică? Păi e târgul politic, se întâmplă înțeles, tot felul de lucruri. Deci, UDMR-ul va susține un primar român. Domnului... Adică un primar. Același primar care a promis că nu va face... Exact. Da. Asta este percepția mea. Da. Și nu am identificat-o, eu am constatat-o, da. Am constatat-o pe stradă, am constatat-o printre oameni care comentează și care chiar mă întreabă, domnul Avram, e adevărat ce se pune la cale? Nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat, dar se discută în masă de această chestiune. Și se face pe troc politic, pe târg politic, mai dăm niște funcții de viceprimar, de vicepreședinți de Consiliul Județean, mai dăm și alte lucruri și așa mai departe. Se bate palma. Nu sunteți singurul care... Eu spun ce o constat din diferite locuri, inclusiv colegii de dumneavoastră, ziariști și așa mai departe, care o discută...
Mă întreabă chiar ce părere aveți despre o asemenea chestiune. Zic, sper să nu se întâmple, sper românii să meargă în masă la vot și masa după mine înseamnă 70-80% să dea pe fondul de imagine politică proastă a Clujului, dar din fericire imagine spirituală, culturală și de altă natură civică adevărată, frumoasă a Clujului, zic să dea o lecție pentru a schimba această imagine politică proastă a Clujului, după evenimentele și după oamenii care ne-au reprezentat, creată, realizată, efectiv această imagine, să meargă la vot, să pună ștampila unde trebuie. Să schimbăm această situație. Sunteți compatibil cu domnul Ilieș? Absolut. Ce vă unește? Pentru că dumneavoastră sunteți candidat la primăria Cluj-Napoca, domnul Ilieș este candidat la președinția Consiliului Județean. Care sunt lucrurile care vă sunt comune? Deci, în primul rând, o chestiune, ca să zic, de fond, care ține de noi ca indivizi, ca oameni. Avem o practică, o formare, am mers pe trasee, chiar dacă nu în același domeniu, cred că am fost amândoi, eu am mai spus-o în ce mă privește, dar știu foarte bine și despre domnul Ilie și am fost condamnat să conducem. Și să conducem... Dacă și dumneavoastră sunteți de meserie director... Păi, sunt de meserie. M-am format în timp, am trecut prin tot felul de chestii, 30 ceva de ani. Câți ani aveți la Expo Director? 15 ani. Din 90 și... Mulți înainte. Multe am făcut acolo, cu mare plăcere. Domnul Ilieș, noastră, câți ani ați fost director? Eu cred că vreo 12. Plus șef de secție, care era cât 50 de director de acum. Adică... După ce a terminat facultatea, eu sunt... profesie inginer chimist. După ce a terminat facultatea, cred că am stat 2 ani. Știți, era treaba aia că n-avea voie să ocup funcție din stagiatură, dar între timp a venit Revoluția și chiar cred că 2 ani am stat fără să fiu șef de secție. Un punct comun, vedeți? Amândoi ingineri chimiști. Păi, l-am și nu obișnuiți, obligați să fim, cum să simt, cu exactitatea? Nu, sigur că nu și nu acea secție. Nu. Dar unde la Cluj? Eu la Iași. La Iași. Deci că nu este inginerie, este inginerie chimică la noi. Acum este, când eram eu. Dar înainte nu era. Era chimie pură, era fizică chimie la Universitatea Babeș-Bolyai, care sper să devină deci cândva Universitatea Dacia Superioară, așa cum merită, și așa mai departe. Puși pe fapte mari. Cum a fost până acum campania electorală? Să lăsăm că noi ne mai vedem și ne-am mai văzut. Așa. Domnul Ilieș, ce ați făcut în campanie? Pe unde ați fost și cum ați fost primit? Deci, în primul rând, în campania electorală mi-a căsătorit băiatul. Pentru că n-aș anul trecut în august... Casă de piatră. Mulțumesc că n-aș anul trecut în august că o să fie campania atunci. Dar, lăsând acum vorbim partea asta politică, problema a fost... Păi la nuntă e de un meeting, adică dacă au fost vreo 300 de oameni acolo... Da, un pic peste. Un pic peste. Deci, unde, la Dej sau în Cluj? La Dej. Nu intru la astea personale, oricum. În fine, deci chiar interesant a fost munca și asta. Pe unde? Ați fost prin orașe, prin localități, la întâlniri? Ieri am avut ultima la Gherla, foarte acolo, deci avem un băiat Farcaș foarte, foarte bun și cu coloană vertebrară. O meeting peste 300 de oameni a fost pe la sate, am fost la Huiedin, am fost eu, mâine am program de Dej cu domnul Funar și mâine am programul de Câmpia Turzii. În general chiar a fost bine și interesant pentru mine, chiar dacă timpul a fost foarte scurt, din mod de vedere. Deci, dumneavoastră spuneți că sunteți peste Horea Uioran, că șansele noastre la șefia Consiliului Județean sunt... Deci dumneavoastră, dacă vreți să alegeți, aveți două posibilități, sau o schimbare sau nu. Dacă nu alegeți schimbare, alegeți pe actualul Alin Tișe, care are în față, spune, am făcut. Dacă vreți schimbare, trebuie să mă alegeți pe mine. Foarte simplu. De ce? Pentru că v-ați dorit schimbarea. Și eu repet, depinde de mine, dacă eu să reușesc să transmit. Și de noi, ca și timp. Ați mai lucrat, ales în... Da, legislatura cealaltă, 4 ani consilier, în legislatura 2004-2008. Tot județean, da. Deci aveți experiență. Da. Bun. Atunci putem vorbi mai aplicat, că și domnul Abraham a fost consilier municipal și am fost la ședințele de... Eu n-am fost consilier, dar am fost la ședințele.
Aici, dumneavoastră, sau stăteți în seara, sau vă urcați sus, că era foarte frumoasă sala de acolo. Păcat că am văzut-o și asta. Mie nu mi se pare așa de frumoasă sala de asta, de la nouă, de la... De nu știu, la, parcă era pe... Construită... N-a fost la sala nouă, la a. Parcă asta aia la altă... Uit că s-a mutat Consiliul Județean. Deci parcă aia la altă veche a fost special construită pentru așa ceva. Păi... Aveți accesul ăla la balcon unde putea lumea să stea să nu deranjeze. Asta era extraordinar. Toate lucrurile vechi sunt mai frumoase și mai de apreciat decât... Dincolo încă n-a fost, da? O să ne vedem la următoarele ședințe. Ce nu vă plăcea înainte la Consiliul Județean? Ce nu mergea? Deci eu atunci am văzut dictatura majorității. O vedem atunci. De acord. Deci asta am văzut-o. Și, dar ca și... Și n-ați remarcat o opoziție ca și inexistentă? Deci, sau o opoziție era... care se manifestă accidental, deci, și ciudat. Era o ședință în care UDMR-ul era opoziția. Era se făcuse blatul între PSD și PDL. Păi, să știți că munca de consiliar județean, munca de consiliar județean e mai mult este în comisii. Deci am fost în Comisia de Patrimoniu și prin felul meu a fi un pic mai agitat și mai energic. Dacă vă uitați acolo în procesele verbale, chiar dacă nu eram denumit, era mai puțin PRM-ul decât restul, chiar dacă nu eram secretar, tot timpul scriam procesul verbal. Mi se pare că foarte încet scrie restul, dar munca era acolo, să știți. Acolo era cearta, deci acolo ca era... ca la Parlament, munca grosul, munca da, de bază este la comisie. Era ce vedem noi la ședințe, păi, când mai se votează în disperare, da, repede. Se știe, foarte multe se știu de la comisie și dacă apare ceva discuții, se aplanau până ajungea, în general, până ajungea în plen. Foarte multe se aplanau și dacă, pentru că vineau și idei. Automat în comisie, mă, nu este asta, nu este bine. Da, dar întotdeauna la Consiliul Județean, eu știu, din 92, de pe vremea, nu a domnului Șerban, înainte de domnul Șerban a fost Victor Romulus Constantinescu, chiar pe unerist. Se lăudau consilierii că e armonie, e bună înțelegere, că e un deliberativ rezonabil. Și i-am zis, da, din punctul meu de vedere, acolo unde este liniște, acolo nu este democrație, că de-aia este opoziție, ca să se manifeste ca opoziție. Să spună, nu vreau așa, vreau altcumva. Nu sunteți de acord cu mine, domnul Avram? Nu sunt de acord. Pentru că dacă toate dorințele, toate acțiunile converg spre proiecte atot cuprinzătoare, fie că e vorba de județ, fie că este vorba de municipiu sau de oricare altă entitate locală, atunci, sigur, opoziția își găsește rolul constructiv, dar nu foarte vocal, nu exagerat, ci venind să completeze ceea ce majoritatea promovează, mai mult, pe vremea respectivă, cei care, în ghilimele, le zic că erau opoziție, pentru că la nivel local, după mine, nu trebuie să existe opoziție, trebuie să existe un singur curent care să lucreze în folosul cetățeanului, atunci aducerea de proiecte în nume propriu, de către consilierii județeni, de către consilierii locali, individual, în grup, asociați pe diferite curente politice, era, cum să zic, era destul de dezvoltată această practică. Ei, vreau să spun că eu după 2004 mai discutam cu câte unii din foștrii colegi care au continuat să fie consilieri locali sau chiar cu consilieri locali de diferite culori politice. Ei, acolo erau numai proiectele de hotărâri, 99,99% aduse de primar sau de către președintele Consiliului Județean. Și care erau, cum să zic... A fost o vorba dânsului, a fost o dominație. Adică a venit Tăvălugul Portocaliu și nu mai avea deci, nimeni Maria, nici ca dacă de spus. În momentul când, chiar dacă mergi pe o platformă politică, pe un curent politic, în numele unui partid la alegeri și câștigi, trebuie să devii și câștigi, să zic, cu 25%, cu 30%, cu 40%. Din momentul în care ai depus jurământul de consilier, de primar, de președinte de Consiliul Județean, grija trebuie să fie pentru absolut toată populația. Da, pentru voi vorbiți ca la carte. Păi nu vorbim ca la carte. Știm cu toții că nu se întâmplă așa ceva. De ce să nu se întâmplă? Cu ăștia nu se întâmplă. Dar cu alții se întâmplă. Dar nu se întâmplă. Nu zicem că n-ar trebui să se întâmple. Păi bun, trebuie să schimbăm, să se întâmple, să schimbăm oamenii, să schimbăm sistemul, să schimbăm 11.000 de lucruri ca să se întâmple această chestiune. Deci, e o diferență între noi în sensul că eu n-am fost așa mare șefă ca voi și mie nu-mi place să fiu șefă.
Pe noi ne-a dus meseria, ne-a dus profesionalismul. De lider care trebuie să construiască este vizibilă, de aceea nu suntem pe aceeași lungime de undă. Numai asta, ca să revin. De exemplu, eu ca și consilier și era minoritar de la PRM, am fost cu domnul Guș, care era liderul nostru de grup atunci, înainte a pleca în masă de la noi și a reușit să impunem câteva hotărâri care... Ce plecare masă de la noastră? Păi când a plecat atunci la Partidul Conservator, era în perioada aia, de la PRM. Dar domnul Guș nu e la PRM? Nu, deci domnul Guș e la PRM, dar atunci, deci înainte de aia... Ați avut o hemoragie? Am reușit să ne impunem atunci, de exemplu, pentru niște fonduri pentru mănăstiri, era vorba de Mănăstirea Nicolae și câteva biserici, am discutat inclusiv cu PSD-ul atunci și s-a impus cu totul că eram în opoziție și noi și ei. Bine, am știți că la biserici... Da, da, deci ai vrut să spun... Nimeni nu face opoziție că dă rău la electorat. Așa este, dar putea... Eu cred că nici la UDMR nu se opune. Știți, se putea discuta să se voteze, eu știu cum, ce fel, și să... Eu n-am votat să nu iasă. După care mi-a fost ceva tot cu niște drumuri în zona, deci chiar discuție, tot așa a fost impusă de către noi în prima fază, cu totul că noi eram puțini în față de restul din Consiliul Județean și n-a fost rău asta. Sigur că majoritatea își impunea punctul de vedere, deci fără nicio problemă. Că asta a fost întotdeauna, dar astea sunt regulile democrației. Eu v-am spus că nu ne batem cu sistemul capitalist, dar are marginea ei. Cine candidează la primărie la Dej? Farca Sorin, domnul inginer Farca Sorin. Tot din combinat. Nu? Da, 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 da. Era... Așa. Și la Turda? La Turda îi Ulai. Nu știu. Ulai îl cheamă. Da, da. Nume românesc. Dar poate fi și de orice altă chestie. Da, sună... Nici nu. Sigur, e românesc. Da, bineînțeles. Da, da, da. Dar n-are importanță. Și la Hui... În PRM sunt mulți maghiari. Doamna Mariana, care... Ce aveți o doamnă? Da, aveți, da, în sfârșit, și o femeie la câmpia Turzii. Pe cineva din combinat, că n-aveți pe altcineva? Că și nu scapă numele. Și acolo, ISCT-ul, da, care, sau, mă rog, da, mecelul, da, de acum. Deci în toate orașele mari avem candidații la funcția de primar, liste complete pentru Consiliul Județean, pentru consiliile locale de acolo. Și membrii în comisiile, da, da, în, aproape, cum se numesc, comisiile de vot, secțiile de vot, dar aproape peste tot. Bun, vreau să-mi citiți ce aveți în programul ăla scris la care ați lucrat, să-mi faceți, da, o sinteză. Să vă spun, nu știu dacă ar trebui să citim, să... Că nu să-mi citiți, să-mi faceți o sinteză a lui, în esență. Care e filozofia programului pe care l-ați întocmit? Am pornit întâi cu un motto, cu un slogan. Care este chimia programului, așa. Eu zic că de la asta pornesc și tot. Am pornit cu un slogan pe care... Demnitate, cinste, omenie și credință, Dumnezeu. Și eu cred că asta... Demnitate, cinste, omenie, credință, patru... Da, da. Patru, da. La un moment dat am stat să văd dacă în loc de omenie să nu punem... Era fost ideea mea să punem smerenie, dar a zis că totuși mai bine omenia, să merge pe partea asta mireană mai mult. Programul l-am etapizat în infrastructură, locuri de muncă, economie, mediu, învățământ, sociale și altele. Deci infrastructură, ce mai este de făcut pe raza județului Cluj? Deci trebuie să ținem emisiunea asta vreo două ore atunci. Așa. Eu atunci vă citesc... Enumerați-mi drumuri, poduri, centuri, vă citesc numai ce am scris atunci, că e mai simplu. Modernizarea drumurilor naționale și continuarea centurilor. Păi alea nu le faceți noastră, le face la de la București, la drumurile naționale. Le face la de la București, dar tot timpul cu ajutorul Consiliului Județean. Dar mai mult decât atât, am scris la un moment dat, chiar nu le facem noi, am scris să sar atunci ca să nu facem, nu, reabilitarea călăfrate la nivel occidental. Și mă veți întreba de ce. Păi, vă întreb sigur de ce, okay, că e treaba Ministerului Transporturilor. Da. Tot sunt legat de Dej, dimineața când mergi încolo, un șiroi de mașini se întreaptă spre Dej, care consumă o grămadă de combustibil, da? Corect. Și cel mai ieftin mijloc de transport e trenul. Care e trenul. Noi nu. Ar fi trenul dacă ar fi ocupat. Da, dar faci de la Dej capacitate. Eu sunt fan transport feroviar, ca să ne înțelegem. Deci, sunt adept a trenurilor și a renunțării la mașini și de la pe care aferate nu sunt accidente și la Dej. De la Cluj faci o oră jumate astăzi. Și eram
fiu student, făceai 45 de minute cu acceleratul. Da, da. Da. Și am zis, ca să ridicăm problema asta, în primul rând trebuie să o scriem, că există. Am trecut un program, chiar dacă nu depinde de noi. Mi s-a părut așa, mi s-a părut corect. Ca și o problemă la chimie, dacă tot am discutat de chimie. În primul rând trebuie să înțelegi problema. Deci, nu, mie mi se pare normal ca un candidat la președinția Consiliului Județean să spună să fac acest lucru împreună cu colegul din Alba, colegul din Bihor, colegul din Bistrița Năsăud, să facem lobby, să refacem legăturile de feroviare pe traseul ăla. În primul rând ar trebui să facem cu colegul din București, că se pare că ăla ne aprobă. Așa. Nu cu colegii ăștia. Dar nu, dacă există un consorțiu și vă uniți, mult mai ușor, așa este. Mai departe ar veni reabilitarea asfaltelor și drumurilor județene. Noi ne-am propus 1000 de kilometri în 4 ani, ceea ce este rezonabil. Așa. Da? Și continuarea dezvoltării aeroportului internațional Cluj, care este un proiect început și am fi nebun să nu mergem mai departe cu el. Cu tot ce trebuie, cu intrare, cu pistă și cu cargo, ce trebuia să făcut pe vremea când era Nokia. Așa, locuri de muncă, asta mă interesează. Toată lumea promite locuri de muncă. Aveți și, că fiind director de meserie, da. Am glumit, nu am pus să vă supăr. Nu. Aveți și o soluție, cum anume creăm locurile alea de muncă? Unde le dau de lucru? Deci eu m-aș duce în primul și în primul rând, nu știu dacă în ordinea asta, pe facilitățile pentru IMM-uri. De la a învăța un om cum să facă un IMM, a învăța un om să acceseze fonduri pentru IMM, și a simplifica, în primul rând, timpul de a face IMM-ul. Pe lângă, după ce ai făcut IMM-ul... Ați accesat un fond european pe firma dumneavoastră? Da. Am fost și consultant la două. Așa. Și cum a fost simplu? Ați mai merge odată? Da, că n-am ce face. Nu am motiv. E un coșmar. Vreau să vă spun că am depus, cred că anul ăsta o să facă 2 ani pentru o firmă care încă n-a venit rezultatul datorită faptului că firma care făcea comparație de ofertă a fost dată în judecată. Și încă stă, de câte ori pune mâna pe telefon, spune luna asta. Și un fond care a mers pe întreprinderi mari, care a mers mult mai bine. Că pentru a avea locuri de muncă trebuie niște soluții rapide, urgente. Deci acum merge foarte și bine cât mai simple. Și este depunere în august pentru, chiar pentru IMM-uri nou înființate. Este o depunere în august. Dar lucrez în asta și, dar nu are rost să... Da, bine, mai citiți-mi de acolo din programul dumneavoastră. Deci la IMM-uri, după ce l-ai făcut, atâta control poate să apară de la cine știe ce te miri? De la autoritățile. Asta tocmai au promis și Chițoiu și ceilalți că vor simplifica... Deci un IMM nu se fac în 7 zile, cum s-a spus, să știți. Dar nu vrei să vă vând eu un IMM, că noi avem unul. Deci, în primul rând, dacă ați fi femei, dar nu sunteți femei... Da, deci, aș fi... Cel mai simplu, mai elementar lucru, dragilor, toți care sunteți cu firmele suspendate, tocmai am fost la Finanțe și era o grămadă de lume care plătea să-și închidă firma. A pierdut când și-a înregistrat firma vreo 10 milioane de lei vechi, a pierdut capitalul social de 3 milioane de lei vechi, a mai pierdut încă nu știu câte taxe date, pe vremea impozitului forfetar, și acum plătește câteva milioane ca să-și închidă firma. Ar trebui făcut un singur lucru, o piață. Dom'le, nu le mai desfințați, nu mai închideți ăsta, eu vreau să-mi fac firmă, îți cumpăr de la ăla care au datorie de până în 10 milioane. Dar se poate. Păi se poate, ce înseamnă să mute o firmă de la București la Cluj? Mai greu decât o face. Deci așa să vă gândiți. Deci e mai greu decât o faci. Mai greu să muți o firmă pe o persoană, sigur? Nu știu, acum vă spun, deci pe pețite. Deci am pățit treaba asta. S-a pierdut declarația nu știu care deja e depusă. Trebuie să vină dosarul de la... Dacă scrujem și la același registru al comerțului... Deci experiența asta n-am avut-o, dar din altă parte am avut-o și e drastică. Nu, eu aș face o piață a celor care vând și cumpără firme. Nu, aș stimula vânzarea, să încetinească firmele
nou constituite, că se plătesc taxele la Registrul Comerțului, la taxele de publicitate programată. Dar dacă vorbeam înainte, o trecem în platforma electorală, că este bună idee. O, mai am o grămadă. Da. Vă duc la notariat să vedeți trebuia, ce vă trebuia, puneți trebuia să. Dar lăsați că ajungeți consilier și vă alimentăm noi cu marfă. Trebuia să vină înainte. Când adică ajungeți cel puțin consilier, asta am să zic. Targetul meu este altul, dar așa, este ok. Da. Am zis dezvoltarea... cel puțin, tocmai de aceea, ca să vă încurajez să aspirați la președinție. Dezvoltarea parcurilor industriale existente și a altele noi, cum ar fi cu Edinu, dezvoltarea la Dej, unde aproape nu este nimic în parcul respectiv. Este o singură fabrică, de acum 5 ani, 6 ani. Da, și mai este... ce este, este lângă parc. Cum se numește? Acele. Acele către Leboru. Ce mai este acele? Da, și către Leboru, dar e în afară. Așa. Și Tiger-ul e tot în afara parcului. Acum, deci cam asta e situația. Deci parcul industrial, dar nu a venit investitorul. Deci Dejul, păi, foarte, foarte... Nu a venit că va prins criza. Păi, tu plătești criză de cam de mult, de când a început să cadă Someșul și cu toată platforma aia de nord. Acum ați văzut că și fostul Samosul, Max, IPL-ul, este în faliment, declarat de 3 săptămâni. Da? Samosul e în faliment? Da, da, da. Deci e declarat de 3 sau 4 săptămâni. Păi și ce mai merge în Dej? Păi și pe acolo. Adică... Sârma, plaza, da, da, plaza merge, de sârmă, la ce știu eu... Domnul Tecar. Da, domnul Tecar. Termopanele. Firmele dânsului mai merg. Mai merge de, Tiger Somers, da. Tiger Somers mai Tiger-ul merge funcționează. Nu OTK-a. Nu OTK-a. OTK-a deja e oprit. OTK-a e oprit. Da, fostul Tiger aici, la intrare. Deci ăla e oprit și ăla e în faliment. Vinde utilajele de acolo. Era un ceh acolo, nu? Da, da, un ceh. Nu știu cum să... Da, OTK-a să nu mai ceh. Înainte să numi Tiger Somers. Vreau să continui mai departe. Deci asta ar fi, eu m-aș deci parte de IT-uri pentru IT, pentru că nu creează forță de muncă calificată, clujoare, așa ceva. M-aș duce pe dezvoltarea zonei metropolitane în afară de Cluj, care să probabil ar mai crea o zonă metropolitană? Da, da. Sau mă rog, deci, un model. Ce înseamnă zona asta metropolitană? Nu faci știu că n-au reușit să lămurească domnii ăștia. O entitate prin care atragi fonduri. Până la urmă aia a fost. Și accesezi fonduri pentru că îți dă voie Uniunea Europeană. Dar la noi accesele de fonduri au fost catastrofă, ce vă spuneam înainte. Ați văzut România cât a atras. Deci de 7%. Însă scăladești s-au atras multe, că acolo l-ați avut pe Ionel Dâncu. De ce? Și ce s-o tras la Dej? A fost fonduri europene la primărie, începând cu Sapardo până la fonduri de televiziune. Vorbiți de primărie. Deci da, eu mă gândesc la partea industrială. Nu, de aia. Eu zic că la Dej, față de Cluj, primăria Cluj nu atragea nimic. Apropo, aveți trecut în program atragerea de fonduri la primăria Cluj, domnul Avram? Citiți programul, v-am spus și data viitoare. Așa, data trecută. Deci, în primul rând, organizatoric în primărie trebuie rezolvată această problemă, chiar la nivelul Consiliului Local. Când voi ajunge primar, voi forma o comisie specială din consilieri axată numai pe atragerea de fonduri europene nerambursabile și alte categorii de fonduri, pentru că sunt multe, multe alte posibilități, alte resurse de finanțare de care nimeni nu discută, da, pe nimeni nu interesează, regionale, transnaționale și așa mai departe. Și, desigur, o entitate foarte profesionistă. Și eu am urmat niște cursuri, am fost consultant, am ajutat prieteni pentru a accesa fonduri și așa mai departe. Deci o entitate funcțională în cadrul primăriei care să se ocupe în mod special de aceste chestiuni. Pentru că trebuie să ne gândim foarte serios la un lucru pe care îl trăim, dar probabil că mulți din cei care ne conduc în momentul ăsta sau nu-l știu, sau nu interesează, sau nu vor să-l spună, chiar dacă îl știu, criza se adâncește. Criza înseamnă o altă orientare a cheltuielilor, al costurilor curente, a costurilor pentru activitatea cotidiană, luat și ca individ, luat și ca diferite entități, fie că suntem întreprinderi economice, fie că suntem administrații locale și așa mai departe. Iar partea de venituri devine tot mai limitată, va fi supusă la tot mai multe constrângeri. Pentru că eu nu-l văd bine pe viitorul primar care mizează la categoria de venituri proprii
pe creșterea taxelor și impozitelor, în special a celor care merg spre populație, spre cetățean. Și atunci trebuie o cu totul și cu toată altă filozofie, o cu totul și cu totul o altă practică. Ce să vă placă? Nu să vă, alegeți un primar care trebuie. Asta o să citim noi pe internet. Maria, haideți să alegem un primar care are niște viziuni, chiar proiectele pe diferite fonduri social, pe agricultură și așa mai departe, care vor veni de la nivelul Uniunii Europene spre țările membre și în special spre România, Bulgaria și ăștia care venim în sistem mai târziu un pic, vor suferi niște restructurări foarte drastice. Deci puțin vor să vadă, să citească, să interpreteze ceea ce se întâmplă cu Grecia, cu Italia, cu Spania. Cu... S-au discutat reducerea fondurilor de coeziune. Deci sunt chestiuni... Reducere substanțială, nu o glumă. Noi am pierdut niște ani foarte importanți și înainte de, și fondurile pentru preaderare și fondurile după aderare și fondurile post-aderare. Deci adică, noi am pierdut un timp extraordinar. N-am consumat din 2007 până în 2012. Mai avem un an de zile. Un an de zile care este practic pierdut. Până se așează autoritățile locale, două luni de zile, până prin septembrie, intrăm în preocupările pentru cele parlamentare și așa mai departe, de-abia poate că ne trezim la realitate anul viitor și dacă mai avem și o schimbare de președinte, ăia suntem. Aveți aceeași idee? Da. Că trebuie să ne reinventăm, pentru că criza va schimba la față lumea, va schimba economia, va schimba administrația, probabil că va schimba, eu zic că va schimba și democrația. Ceea ce democrația în sensul în care o acceptăm noi acum, că nu e obligatoriu să fie singura formă de democrație. Deci noi înțelegem, iartă-mă dacă pot să intervin, cred că am înțeles-o foarte prost începând din 89 încoace, sigur înainte n-am avut-o, dar am înțeles-o foarte prost și o și practicăm acum, înțelegem să avem numai libertăți și drepturi, dar să nu avem răspunderi și obligații. Aici este marea problemă noastră și nu numai a noastră, și altora. Dar nu răspunde, domnule Ilieș, nu eu vă întreb, numai dacă îmi dați voie să vă aranjez cravata, îmi dați voie. Că mă tot uit așa de la început de emisiune, că nu se face, trebuie aranjată. Eu mă așteptam să am asta la început. Cum se pregătește un președinte de Consiliul Județean, conștient că suntem în faza de, fie la cel mai jos nivel al crizei, fie la un nivel la care e posibil să mai coborâm într-o groapă? Deci eu zic că o să coborâm într-o groapă, pentru că eu văd, pe lângă criza asta care o avem, avem o criză de lichidități pe partea financiară. După care, ce am spus la început, noi avem o criză morală, care există, prin care dorim să ne îmbogățim fiecare ca particular, ca persoană particulară. Pentru că noi, să știți că noi mâncăm cu o singură lingură și mâncăm cât putem mânca. Și probabil că îți trebuie o mașină să umpli cu ea. Mai mult nu îți trebuie. Dar noi, când în momentul când a ajuns lumea la ciolan, nu se gândește de vecinul de lângă el, de aproapele lui, ca să folosesc iar niște cuvinte biblice. Și atunci ne îmbogățim în neștire. Cantitatea de bogăție... Adică suntem că hăpăreți. Nu, eu vorbesc de clasa politică. Clasa politică este din ce în ce mai lacomă. Exact. Cu cât are, și am înțeles, îi trebuie mai mult înțeles, și ia de la cei care n-au. Mai egoistă, mai individualistă. Am înțeles capitalismul în totalitate. Am luat partea proastă a capitalismului. Vorbeam cu colegul meu, chiar în 91 sau 92, a fost în Germania. Și atunci erau unite cele două Germanii, atunci erau proaspăt unite. Și recunoșteau occidentalii că sistemul sanitar și sistemul lor de învățământ este sub ce a fost în RDG. Și acum, dacă luăm în spate, discutam ieri pe tema asta, programele care le-am făcut și care le-am închis acum, discutam ieri cu colegii de la partid, pentru că nu le-am făcut singur, am fost o comisie sau o echipă destul de mare. Și discutam de învățământ. Și tot ideea generală a fost foarte simplu spusă, învățământul trebuia lăsat cel comunist. Pe aici, pe acolo, intrat la noile cerințe, nu schimbat în totalitate. Doamna Maria, deci eu, din clasa 1, știam că în clasa 12 începe școala în 15 septembrie. Da? Acum, la fetița mea, care în clasa 9, când îi spui că începe școala? Deci asta este o problemă. Și ce de la BAC? Da,
până deja intrăm în subtilități. Și cum va fi aderarea la facultate și câte locuri vor fi? Discutam, m-ați întrebat de locuri de muncă, tot în comisia, acum îmi dea până în minte ce spunea. Vorbeam de agricultură și zice, cum să rezolvăm agricultura? Dumnezeu ne-a dat, inclusiv aici în Ardeal. Deci ne-a dat Câmpia Someșană în partea asta, munții din Coace, deci ne-a dat. Cum rezolvăm? Cum facem? Și răspunsul până la urmă a ajuns, domnule, haideți să luăm 5 miliarde de euro de la BNR, care sunt acolo, le dăm pe niște proiecte bune, pe 25 de ani, 2-3%, nu 12%, ca să mărim agricultura, să facem ceva. Ce, credite pentru agricultură? Da. Și atunci vei merge mai departe, la care întrebarea mea a fost, cum să iei de la bancă 5 milioane de euro? Și mi-a răspuns, 5 miliarde, cum se? Și răspunsul a fost, bun, dar pentru bănci, acum sunt câteva luni, când s-a luat 8 și ceva, ca să le stabilizeze care toate străine. De ce s-a putut face treaba asta? Acum câteva luni s-au luat 8 miliarde pentru bănci? S-a luat, s-a capitalizat băncile. În România? Da. Da, deci asta mi-a fost răspunsul. Deci vă spun specialistul care mi-a spus, am avut discuție cu el. Da. Cum s-au luat 8 miliarde? S-a capitalizat băncile de la BNR, s-a împrumut, bani, sigur, nu împrumut, dat gratuit. Cred că și procentul era undeva de 3 și ceva la sută era. Atunci, da. Bun, dar pe piață e 10%. Deci, să mergeți și cum luați. Insist pe scenarii, că mi se pare mult mai interesant decât să tot insistăm pe tot felul de oferte. Sincer, eu sunt supra-saturată de recapitularea, de recenzarea ofertelor candidaților. Da, pentru da. Care au fost aruncate, pentru că au fost aruncate în derizoriu, cu tot felul de fantezii. Tot felul de... epatează, nu știu pe cine, cred că este o populație care crede în minunile astea. Nu, candidații cred populația așa. Aici este marea problemă. Dar probabil că în virtutea inerției. Toată lumea a făcut programe, ia să nu fie și o mare... Și acum vă spun, am citit programe la toată lumea. Foarte mici diferențe. Deci toată lumea... Eu am constatat acum că nu se mai vorbesc, de exemplu, nu mai aud liderii de partide, nu-i mai văd foarte prezenți în discursul celor locali. Nu mai este, mă rog, micul cult al personalității liderului de la București. Este ignorat, se trece pe soluții pragmatice, concrete, hai să facem, devin politicienii tehnocrați. Acum, parcă așa sunt alegerile, mai tehnocrate decât în altă. Poate că și informația circula și lumea e mai pricepută. Deci de punctul nostru de vedere chiar foarte tehnocrat și am eu și ale... Dar nu suntem singuri. Că, de exemplu, la PNCCD și acolo sunt tehnocrați. Deci n-au, sigur, veniți în partid de câteva luni. Dar chiar n-au nicio treabă. Dom'le, noi vrem să facem asta. Doar obiective de administrare clară, explicite, fără să aibă... sigur că toată lumea spune că așa se face, că suntem creștini, democrație, la ăla avem niște principii. Noi, dar componenta politică în comportamentul primarului și a celor din jurul lui a dus spre insucces, spre involuție, mai ales socială. Da. Și desigur, e nevoie de altceva. Nu, eu aș e nevoie de componentă tehnocrată. Primarului să mai facă politică de partid după ce a fost ales. Absolut. Deci eu aș spune, gata. Da, dar politica de partid cum o face? O face numele ideologiei și a unor principii? Așa este, dar venim și cu cealaltă problemă. Dacă n-ai un partid în spate, da, îți trebuie voturile din Consiliu. Deci, știi, și eu atunci... vă spun cea mai simplă soluție, mai ales că acum funcționează. Dacă n-ai un partid în spate, deschide ședința și duc publicul și mută piața, mută lumea din Piața Unirii, mută-l în sala de ședință, să vedeți ce frumos o să facă aleșii. Că dacă nu, avem pietre. Dar nu ne trebuie pietre ca să nu instigăm. Să nu le dați cu papușcă. Da, avem niște jos. Avem grijă ăștia la alții să facă ce trebuie, să facă ceea ce ar trebui să facă. De aia candidează și de aia sunt pedici. Dar cu sistemul, că eu revin la sistem, că dacă să funcționeze sistemul. Și acum ce facem? Ați văzut ce facem și la alegerile generale care urmează. Vrem să le facem mai repede, ca să ajungem repede la putere, fără să dau nume de partid, da? După care, eu vreau să fac uninominal pur. Ce înseamnă asta? Ruginim clasa politică. Sunteți de acord cu mine?
da, da, mă rog, este explicația aceea eternă că dacă ai făcut un inominal pur la un inominal pur acum la locale. Dacă ai făcut la locale unde e foarte grav că se alege primarul mai grav decât dacă se alege un parlamentar dintr-un singur tur. Și nu e aceeași clasă politică. Nu poți să alegi că după aceea privilegiezi, mă rog, cei care au făcut pe lege, adică PDL-ul. Tot pe rațiuni de interes de partid. Da, deci v-a spus. Dar nu mai am emoțiile astea, pentru că sunt încredințată că tot ce se face acum, ce se construiește, este foarte relativ. Nu, noi nu avem alegeri peste pentru un mandat de 4 ani. Pentru că dinamica politică este halucinantă acum. Lucrurile se schimbă. Eu n-aș să fiu în locul, dar nu vreau să vă descurajez. Dar nu-i bine să fii șef acum. Nu-i bine să faci politică. Revenind însă la criză și la cum vă imaginați că va fi. Cum poate să se pregătească o structură cum este acum județeană, în condițiile în care se discută foarte des de regionalizare, de reorganizare administrativă a țării, în varianta cu 20 de județe, cu 30 de județe? Deci nu știu în câte județe o să se împartă sau cum să se numească. Așa, trebuie să găsim Clujul tot centrul regional va fi. Da, dar nu asta. Trebuie să găsim totuși, nu regiunea nord-vest, un nume un pic mai românesc, așa ca și idee să, eu știu, Ardealul sau o să trebuiască, o să fim obligați să facem regionalizarea asta, dar acum cum o facem, chiar depinde de noi. Nici într-un caz să facem după vechiul dictat de la Viena. Deci asta nici într-un caz. Aveți trecut în platformă electorală? În platforma partidului, dar în platforma mea personală, nu. Da, nu vor fi tentați președinții și deliberativele județene să conserve actuala stare de lucruri? Da, da, deci asta e normal, inerția care există. Există la un obiect, nu? Dacă tot definim inerția, nu? Că aia se definește. Dar o să trebuiască să trecut peste asta. Vă spuneam, am făcut o delegație în Polonia, acum sunt vreo... cred că vreo 6 ani. Prima dată când am fost să vedem parcurile astea tehnice care au fost făcute în Polonia mai repede decât la noi. Și ne-am mers și am discutat la un moment dat cu districtul din Cracovia și după aceea districtul din Varșovia, Clujul. Da? Clujul care suntem la 500.000 de locuitori. Da? Și avea cel din Cracovia avea 7 milioane. Și cel din Varșovia vreo 12. Pe ce bază? Care era raportul de reprezentare? Și atunci, pentru mine a fost clar, chiar dacă dorește sau nu se dorește treaba asta, o să ajunge să regionalizăm. Cum? Eu zic că trebuie mers pe obiceiurile noastre. În primul și primul rând, cum a existat tradițiile, spiritualitate, deci, asta e în primul rând. Deci ei au mers pe vechile cnezade. Bine, sau voivodate, ca așa... voivodat, ca așa să și numea prefectul, voivod. Da, în translație din limba poloneză. Dar trebuie găsit și la noi o soluție. Nu știu, mă gândesc că poate dacă să putem merge pe metropolie. Cu drag. Cunosc niște personaje, nu le zic personalități, ei se consideră personalități care visează la postul de guvernator, fac socotel de acum și așa mai departe, trasează, nu trasează, pe unde venim, pe Valea Mureșului, pe Valea Someșului Mare, Someșului Mic, ce și cum, se visează guvernatori dintre actualii farisei politici și eu le zic în ghilimele, lideri politici. Ne gândim la același lucru și la aceleași persoane. Exact. Mai mult. Și ce e rău în asta? E rău. Pentru că se gândesc la persoana lor și nu se gândesc la partea socială, la partea geografică, la partea evolutivă a unei asemenea regiuni care nu trebuie detașată de celelalte vecinătăți de niciun fel, din contră. Mai mult conectată decât se întâmplă acum între județul Cluj și județul Alba, sau Mureș, sau Sălaș, sau Bistrița, sau Bihor, sau nu mai știu cu care ne învecinăm și cu care nu prea discutăm. Da? Sunt entități pe hârtie, consiliu, sau cum îi zice, ceva cu consiliile județene, pe care eu n-am auzit cele din regiunea nord-vest să se întâlnească prea des, să discute 1, 2, 3 proiecte comune și așa mai departe. Da.
Nu se întâmplă la deci nivel nici local. Nici măcar bilateral să se întâlnească unul cu de aceeași exact. Culoare. Tot lucrăm la... Să continuăm un pic ideea. Tot lucrăm la programul ăsta la care vă spuneam înainte. Foarte interesant, de exemplu, pe partea de turistică. Deci Clujul trebuie automat asociat cu Alba și cu Bihorul. Pentru că mai ales pe partea asta de peșteri. Cine a dat Dumnezeu, cine a dat mama natură. Fonduri. Am fost anul trecut la Scrișoara, era catastrofă să văd Scrișoara. Dar sunt foarte multe obiective din astea care s-ar putea face împreună. Chiar ce ne-a dat Dumnezeu, ce ne-a dat natura. Atât îl invocați pe Dumnezeu și cât ne-a dat. Știți povestea, știți că dintr-o greșeală era obosit că tot împărțise darurile și era cu sacul și s-a plecat să vadă ce dă și România, care era la coadă, da? Și cu sacul subțioarei tot arăta unde este România. Păi acolo e o mare, sunt niște munți colăciți, așa. Unde acolo? Și se va să sacul cu daruri. Nu e adevărat. Și nu e adevărat. Pică pe România și nu e adevărat, curios, mai. Distribuitorul de daruri zice, n-ați avea noroc de ele. Nu e adevărat, aici a lăsat ce trebuie, dar de jur împrejur, nu chiar peste asta era tot, bancul, pe care știai. Era cu sacul care așa. S-a vărsat de la sine și pe povârnișuri, pe ape, pe nu știu ce, au venit cei de care vorbești tu aici în zona asta. Iar românii fiind toleranți, i-au acceptat, crezând că se întâmplă ce se întâmplă. Nu asta, s-a întâmplat. Asta e altă variantă. Nu, e cea reală. Dacă tot spune bancul, pot să spun un mai creștin, știți că Moise avea probleme și biblic, așa este bâlbăit, că l-a pus pe fratele lui să dea poruncile până la urmă și Dumnezeu i-a zis la Moise, mergeți în Transilvania și Moise a zis Transiordania. Foarte subtile bancul de aici, de la... Da. Domnul Ilieș, noastră trebuie să vă spun că domnul Avram știe. Negustorul de idei este o emisiune în care se dezbat foarte multe idei. Și, în general, căutăm, suntem la vânătoare de idei noi, de propuneri inedite. De o vreme, cum ne ocupăm numai de campanie electorală și numai n-am cunoscut decât candidați, așa, domnule, hai să vedem ce idei sunt, cam seamănă ideile. Cam seamănă. Nu la toți, dar multe din ele seamănă. Săptămâna trecută, în schimb, ce mi-a trecut prin cap, hai să-i întreb pe oameni ce înseamnă pentru ei binele public și de ce vor să facă bine. Și vă întreb pe dumneavoastră. Am avut răspunsuri foarte interesante. Dumneavoastră vă place să faceți bine la oameni? Deci eu zic că la toată lumea place. Deci, așa ar fi creștinește să placă la toată lumea. Eu vă întreb cu sinceritate. Da. Bun. Când ați făcut? Când ați început să faceți bine? Din ce vă aduceți aminte? Erați copil, erați student, erați elev? Eram copil și ajuta să ducă unul o sticlă cu apă. O treceați cu forța pe băbuță la stomă. Și, știți, și să ducă așa. O sticlă de apă sau fiind la țară să ajute unul să termine un lucru. Era, unde ați crescut? În ăsta, de lângă Dej. Ciciomihești. Care? Ciciomihești. Ăsta e și mai mic decât cele mici. E comună, tot Ciciomihești. Ciciomihăiești. Da, e primul din Bistrița Năsăud. Din Bistrița Năsăud, da. De aceea nu știam. Așa. A fost așa în familie, deprinderea, educația, da, că trebuie da, să ajuți? Da. Deci eu foarte mult bunica cu care a avut grijă de noi. A mea erau, deci asta... Și acolo era o comunitate de asta, până la urmă a fost colectivizat satul, nu? Da, eram o comunitate de, inclusiv de maghiari și de romi, sau nu știu acum, țigani, da. În care n-a fost niciodată problemă și nu sunt probleme. Am în aceeași clasă, eram toate cele trei categorii, chiar s-a liniștit și educativ cu tot. Și era un sac cu tradiții, cu porc, când erați copil, era portul popular sau nu era deja, lumea? Deja era modern. Făcea naveta și mai da, deja era, bani și sau... Deja era modern, nici măcar parte de așa, și după nord aceea, al comunei. Cele mai mari... faceri de bine? Eu zic că eu am crezut și cred în partea asta de biserică. Eu zic că acolo a fost, dar știți că vă spuneam că trebuie să faci merenie și da. Că nu trebuie să știi da, ce face dreapta, dar așa, eu zic că acolo și eu zic că cea mai mare, una din cele mai mari și așa gândesc eu, este că am reușit să dau la câțiva oameni de lucru.
acum, cu firma asta care o am acum. Dar câți aveți acolo? La aproape 40 de oameni. Și ar pornit anul trecut în aprilie. Și parafrazez iară pe cineva, dacă la un om dă lucru la celălalt om, este, deci, este eu nu pot decât să vă felicit pentru acest lucru. Dacă știți? Aveți 40, vă cred nu că dacă aveți 40 de salariați. Probabil nu 40, dar peste 30. Și mai faceți și bine. Adică faceți colectarea, cu asta vă ocupați, colectarea selectivă a deșeurilor. Merge? Da, se merge. Da. Deci foarte multă cunoștință, foarte multă piață, dar este ok, concurența. Și cum o faceți? Pe la punctele de colectare? Punctele de colectare și facem la diferite service la întreprinderi. Aveți contacte cu întreprinderile și luați de acolo. Da. Că mă gândeam că altfel nu puteți concura cu Brad. Nu, dar nici nu ne propune și nu suntem concurenți. Nu suntem concurenți cu ei. Eventual mai cumpărăm de la el hârtie sau care noi o comercializăm. E un lucru frumos. Da. Deci asta ce să facem. Așa. Ați făcut vreodată bine și vi s-a întors înapoi rău? Păi eu nu... Cred că da. Dar nu. Memoria mea, cel puțin pe partea asta, atât este de selectivă încât... Și dacă stai și mă gândesc acum, chiar am... Da. Adică așa cum mâna pe unul. Adică ați fost luat de fraier. Da, dar... Cu deci domnul Avan ne știm mai bine și avem experiențe similare. Bine. Dar asta e o întrebare la care pe care nu v-am adresat-o și nici nu mi-a răspuns în consecință, domnule Avram. Cât de tare v-a durut când lumea a fost... Când m-a luat de gură și m-a dat afară, că le-am dat salarii mari și alte chestiuni. Am trecut rapid peste această chestiune și nu odată, de vreo două ori, pentru că am înțeles ca binefacerea să fie completată de muncă și de muncă serioasă. Deci nu s-a înțeles în câteva situații și am ajuns să muncesc și ca benzinar câteva luni și ca împingător la vagoane de porțelan în cuptor și așa mai departe. Dar nu m-a demobilizat. Eu, ca și suflet, am rămas același. Sigur, exact ce spunea și prietenul meu, Vasile, foarte multă lume m-a angajat, în mod direct sau în mod indirect. Și acum vine multă lume la mine, disperată, și mă roagă să-i ajut, pui mâna pe telefon, în străbă, în stânga, în dreapta, că nu putem ajuta pe cineva, cu o jumate de normă, cu o normă sau altfel, pentru că omul vrea să muncească. Și în primul rând, acolo unde există dorință de muncă și nu cerșit, nu primit pomană, acolo trebuie făcut orice. Și am făcut de fiecare dată orice. Sunt un om social, chiar socialist, din punctul ăsta de vedere. Chiar socialist. Chiar socialist, da. Toată lumea trebuie să aibă șansa de a avea un loc de muncă, de a-și câștiga ceea ce este necesar unui trai, dacă poate fi confortabil, cu atât mai bine, dar la nivelul necesităților umane. Ori noi suntem acum chiar sub acest prag. Foarte multă lume este sub pragul asigurării nevoilor și necesităților umane. Sigur, există o mică categorie care e categoria lux. Acum, care să fie undeva pe stânga, pe dreapta, pe centru stânga, centru dreapta, sau e centru stânga? Centru stânga, clar. M-am relaxat puțin așa, pentru că ziceam, ce prieten am, că eu nici nu știam că are opțiuni de stânga. Da, așa. Cum? Iar opțiunile de stânga pot fi foarte bine completate și de componenta națională, naționalistă, dacă vrei, nu extremistă, nu șovină, dar un pic radicală, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Și chestiunea asta eu nu o neg, și deci, cred că și colegii mei... Democrațiile coapte și răscoapte ale lumii, capitalismul cel vechi, e cu stânga și cu dreapta făcut. Categoric. Nu e un secret, nu e o chestie. Nu e un lucru rău să zic, domnule, sunt de stânga. Pe ca să ai democrație, trebuie să ai și stânga absolut și dreapta. Absolut. Care este problema? Eu v-am întrebat de facerea de bine, pentru că cred că se schimbă paradigma politică. Și dacă nu s-a schimbat încă, cu siguranță se va schimba și lumea va avea pretenții de la politicieni să facă altceva, să fie altcumva.
și să facă politică în interesul lor. Deci o să vedem dacă se schimbă. Și avem, vine, duminică. Se schimbă că e sărăcie. Da, dacă se schimbă. Dar, politic, Maria, dacă nu vin oameni care să aibă viziune, care să vină să antreneze factori, entități, care să emită niște politici și niște strategii, care să ducă de adevărat spre acea mult clamată realizare a clasei de mijloc, lucrurile se vor polariza în continuare tot mai mult. Și sigur, aici nu este vorba numai de politici locali și viziuni locale și oameni locali. Aici trebuie să se pornească pe nivel european, pe nivel național și sigur, aici să se integreze și de fapt cei care realizează faptic, pun în aplicare aceste viziuni, aceste politici, sunt entitățile locale. Căci de nivel regional, de nivel județean, zonal, local și așa mai departe, chestiunile astea trebuie să se întâmple. Că altfel, marea masă merge spre sărăcie și o mână de băieți deștepți, da, acumulează și exact ce spunea Vasile la un moment dat, banul nu mai circulă. Pentru că se stochează în anumite locuri și nu mai este în circuitul economic așa cum ar trebui să fie. El se păstrează se undeva. Motorul. Se motorul. Exact, exact. Domnul Dăianu a ținut o conferință înainte, domnul Dăianu acum este consilierul premierului și a ținut o conferință la... Dar și-a dat demisia, am înțeles, acum câteva zile. Nu, și-a dat, nu. Domnul Dăianu este o persoană elegantă. A demisionat din funcția de secretar de stat și a refuzat să fie remunerat. Este consilier. Am dar nu-i trebuie nici bani și nici funcții. Ceea ce este demn de toată lauda. A fost la Cluj la o conferință cu ce-a lansat o carte și a spus următorul lucru. În Statele Unite, atât democrații, cât și republicanii, care chipurile, mă rog, e diferențele între republicani și democrați sunt relativ mici. Nu-i ca în Anglia, între laburii și conservatori. Dar se bat pe clasa de mijloc în dragi. Pentru că există. Toți vor să... Pentru că există. Așa. Pentru că, mă rog, pentru că există. Pentru că este coloana vertebrală economiei și a democrației. Și căruia trebuie să-i se confere stabilitate și mai ales perspectivă. Și el de creștere, ceva, de dezvoltare. În lume se pune problema la modul cel mai serios și se pune problema în cercul acela influente, în societățile acelea secrete, a redistribuirii veniturilor, redistribuire mai echitabilă, pentru că ne ia dracu pe toți. Adică degeaba oia care au bani prea mulți, excesiv de mulți, și cheltuie aiurea pe tot felul de trăsnăi, și ceilalți nu mai au nimic, nu mai pot să consume, n-au să-și plătească lucrurile elementare. Ați văzut că numărul de mașini de lux au crescut, numărul de vânzări, numărul de mașini normale au scăzut. Dar acum să continuați mai departe ideea cu America. Da. Iau sistemul de electori. Care e cu totul altceva de ce avem noi. Reprezentativă nu este. Da, da, deci cu totul altceva. Și cine până la urmă e electorul? Tot ăla de mijloc. Da. Ar fi o soluție și la noi, de aceea eu spun. Bine, eu la un moment dat râdea lumea de mine, eu spuneam în glumă ca să nu... Și... Eu spuneam că vreau vot cenzitar. Adică mi se pare infernal să nu te intereseze, să ai posibilitatea de a vota. Să nu te intereseze deloc votul, să nu te duci la vot. Deci era că mi-ai făcut democrația. Sau să te duci la vot că zici cineva 50 de lei. Dar de ce nu rezolv foarte simplu această problemă? Că este la îndemâna președintelui țării, a guvernului și a parlamentului. Dă o lege, 10 ani de zile. Ce vot obligatoriu? Dă 10 și 10 ani de zile ai schimbat. Vino și reduce mandatul unor entități care au să fă jumate din consilieri. Discutam amândoi, jumate din consilieri. Schimbă-i din 2 în 2 ani. Și mărește mandatul primarului, ca să aibă continuitate pe proiecte și așa mai departe. Un exemplu. Dar câte alte chestii de astea nu mai sunt? Da, pe de altă parte, și presa, că a fost o nebunie până prin 2008, cu banii ăia mulți și cu fanteziile din capul fiecăruia, inclusiv al meu, eu eram pe bursă. Deci câștigam bani de la bursă, ceea ce era foarte fain. L-am pierdut. M-a arătat în 2008. Totuși s-a bazat pe împrumuturi. Așa. Ok. Nu s-a pasat pe creare... Dar cineva câștiga și pe lângă, am câștigat și eu. Au fost numai transferuri de bani dintr-o parte în alta. Deci, chiar din afară, în interior, din interior. Dar nu s-a creat plus valoare, de niciun fel. Împotriva judecății propriu meu fiu, care era în total dezacord, am mers cu bursa cât a fost bine.
ulterior s-a întâmplat că m-am retras, n-am avut intuiție, nu de aia. Nu contează chestia asta. Contează că a fost o perioadă în care am fost aproape nebun cu toții. Aveam un model de viață, a trebuit să coborăm cu picioarele pe pământ. Nici noi nu ne-am făcut datoria presa, pentru că acum, și dacă vrea lumea să aleagă, s-a creat așa sentimentul că toți sunt la fel. Clasa politică este nivelată, e una și aceeași. Nu sunt oameni, nu sunt lideri noi care să aducă sânge proaspăt, să relanseze. Maria, eu am o percepție foarte... cum se zice? Am un gust amar vis-a-vis de, cel puțin de presa clujeană. Am cunoscut și cunosc foarte mulți oameni. Eu zic că e motivat gustul amar. Cum? Eu zic că e motivat. Da, e motivant. E motivat? Nu adică știu cum, e nu... just să ai un gust amar. Da, dar noi, de exemplu, deci din 10 relatări despre un candidat, 9 sunt despre 2 numai, da? Și doar întâmplător câte unul este despre domnul Giurgiu, despre domnul Culda, despre nu mai știu care. Da. Nu este în ordine chestiunea asta. Nu este în ordine. Deci ca moralitate, ca și ofertă, eu de ce nu pot să fiu egal cu domnul Boc sau cu domnul Nicoară sau oricare din ceilalți colegi de competiție? Pentru că sistemul, mașinăria așa e făcută, mecanismul infernal funcționează. Dar s-a întâmplat altceva și mă mir că... Și unde e echitatea și echidistanța pe care o invocă presa și independența? N-are nicio importanță. S-a născut altceva, s-a întâmplat altceva, nișele încep să se adune și se erodează marile structuri. Iar procesul e în desfășurare. Eu am sensizat așa la câtva timp. Și nișele pe care se replasează... Nișa politică, nișa de presă, toate structurile mici, celulele mici, care gândesc altcumva, care sunt, dacă nu antisistem, sunt măcar în afara sistemului. Și este un proces de coagulare, ceea ce este de bine. Da, dar aceste nișe greu ajung la populație în momentele în care trebuie, la marea masă a cetățenilor. În perioada asta, aceste nișe, cum le numești, foarte greu, n-au puterea încă. Ele nu sunt încă pe canale direcționate și cu lărgimea necesară să aibă cuprindere cât mai largă. Asta este, ai dreptate. Luăm ceea ce facem acum împreună, da? Da. Este o chestiune de nișă, da? Este o chestiune care pune problemele corect, da? Le pune foarte sincer, echidistant și așa mai departe, dar la cât ajung? Ce facilități are pe această nișă TVNet-ul ca să ajungă la câteva zeci de mii sau la 100 de mii mici, de clujeni? Foarte mici. Așa-i? Deloc. Așa-i? Da. Pentru că lumea vrea să se certe. Nu, nici dincolo. Degeaba acuzați presa. Presa este făcută de public. Publicul cere un anumit tip de produs și un anumit tip de limbaj. Publicul cere sânge, cere ceartă, cere telenovele, cere tot felul de prostii. Și atunci, pe principiul capitalismului, s-a adaptat. Dom'le, ce facem? Păi, ce dăm ce le trebuie, că nouă ne trebuie publicitate. Da, suntem câțiva rezistenți, așa, o gherilă. Și eu mă bucur foarte tare că, și n-am nicio emoție că va fi mai rău. Eu zic că s-a inversat trendul și o să fie bine. Chiar dacă o să fiți consilieri, dar va fi alta filozofia de opoziție și de decident la noi. Absolut. Absolut. Da? Deci dacă chiar e o mână, eu unul sper să fiu consilier. Deci cel puțin consilier local sper să fiu. Dar voi fi o verigă de legătură între populație, stradă și sala de sticlă a primăriei, deosebit de directă, deosebit de insistentă și chiar suficient de vocală încât cei de pe stradă sau populația să știe multe ce se întâmplă în acea sală de sticlă și mai ales în culisele acelei sală de sticlă. Pentru că acolo se întâmplă foarte multe lucruri. Ați văzut că se poate ca unul care este minoritate să devină mai important decât o majoritate de 70 consilieri? Dar sper să creeze un grup detașat de partid, de altceva, detașat de dorința sau de impulsul de a contrazice numai, de a combate ceea ce fac ceilalți.
ci să vină cu proiecte care să fie utile comunității. Ca filozofie, bineînțeles, orice majoritate a fost și o minoritate înainte. Eu știu, Doamne. foarte acum, probabil că numai nașterea poporilor este altfel, dar restul cred că startul nostru, dacă se întâmpla cu o lună, cu două mai devreme, lucrurile stăteau puțin altfel. Dar, cum să zic, mulți clujeniși din județ... Deci, degeaba vă faceți reproșuri, și voi și eu. Nu, eu mi-am făcut reproșuri de nu știu câte ori, undeva am greșit. Adevărul e că lucrurile se schimbă în ritmul lor. Și dacă nu-ți asumi că nu poți să faci mai mult decât atât, da, dar ritmul ăla, sigur, nu este posibil să-l faci... Degeaba te grăbește acum să-i convingi pe ăștia care se uită numai la telenovele și o mânca mici o băutere. Că nu poți să-i faci să se gândească, ăștia nu știu că există criză. Și nici nu-i interesează. Nu, dar eu mă refer și mă gândesc, Maria, la cetățeanul de rând, la omul de rând. Ăla care cu plăsuța de un leu... are alte gânduri. Când iasă din apartament, merge până la piață sau când merge până la servici și își duce pita cu untură ca și sandwich de... Deja omul acela de rând, deja a trecut eminența cenușie pe la el și a spus, dacă nu votezi cum trebuie, îți pierzi serviciul. Exclus chestia asta. Da, în chestia asta nu cred. În fața urnei, când pui ștampile și totul singur și cu cel de sus. Atunci, deci o să fie o... Nu să știți ce înseamnă lume speriată? În urmă cu 4 ani, o femeie în stație, atunci eram așa de furioasă că rupeam niște afișe în stația de troleibus, da. Și o doamnă foarte speriată s-a uitat, îi plăcea, a zâmbit încurajator și am zis, ajutați-mă, că eu sunt ecologistă și fac curățenie, că erau de la... puse fără autorizație, fără ștampile de... Și a zis, nu pot, doamnă, că mă tem. De ce vă temeți? Au zis că îmi iau pensia dacă nu votez cum trebuie. Deci, da, sau nu că loc pe tot felul de stări de astea psihice care... Mi s-a întâmplat mie și știi în ce stație mi s-a întâmplat. Da. Așa, dar sunteți optimiști și oricum veți ajunge în deliberative și oricum veți avea un cuvânt de spus. Nu știu, oricum, nu? Vorba lui Vasile, depinde de lumina care o primește cel care merge la vot, lumina de la Dumnezeu, lumina personală din sufletul lui, din dorințele lui, din visele lui, de ce vrea și poate să, și efectiv poate o primărie, un consiliu local să-i ofere. Nu totul, clar, dar anumite lucruri trebuie să facă ca și obligații, ca și sarcini de servici, ocupând un anumit post. În primul rând, noi nu discutăm candidații de această chestiune. Asfaltăm nu știu câte ulițe și străzi și așa mai departe în Cluj. Păi, ele nu sunt proiecte, ele sunt obligații de serviciu. Obligații de serviciu. Să întreții curățenia, să faci chestiunile astea. E fișa postului. Absolut. Altceva trebuie să facă un primar, ceva important pentru comunitate, pe care creativ, să-l țină lumea. Să fie creativ, să aibă viziune, absolut, pentru că vin vremuri să spună frații, eu aș prefera să fie un președinte de Consiliul Județean sau un, că sunteți șeful unui județ, sau un primar. Domnule, în 2 ani de zile, așa mă imaginez că va arăta județul sau Clujul, noi ne pregătim de pe acum, nu știu cu care am povestit, am zis, domnule, mie mi-ar plăcea să facă cineva o centrală electrică în Cluj. Să știu că avem securitate energetică. În loc să fac nu știu câte prostii, cu cât face domnul Vuzala, deci... 25 de milioane. 25 de milioane și amortizează în 4 ani, da? Greenfield, da. Bun. De ce nu putem să facem și noi așa ceva în Cluj? În loc să bage banii pe tot felul de prostii, cu 25 de milioane de la General Motors și stai că e pe dălea verzi, cum se numește, certificate energetice, da? Bun. De ce nu facem așa ceva în Cluj? De ce nu facem lucruri utile? Dar la Cluj, pe partea energetică, are... Și ce dacă are? Se poate să facă... Nu, are sistemul energetic național, are nicio legătură. Vorbesc și de partea de hidrotehnică, se poate folosi în continuare. Da, noi oricum avem. Știți. Dar dacă aș avea eu investiție inteligentă, a mea primăria, n-aș mai lua din... Am înțeles acum. M-ați înțeles? Da. Deci este o treabă. Pentru că s-ar reduce niște costuri și aș avea niște servicii mai ieftine.
Că așa sunt sigur că sunt. La noi avem și termoficarea încăvarsă în sistem. Dumneavoastră, nu credeți că toți fugim acum de stat? Tot timpul noi am spus că statul este un prost gestionar și în afară Renault este. La noi tot trendul a fost invers. Că nu, dar Renault a fost multă vreme. Acum încă mai are acționare privat. Da. Păi, statul austriac. Așa puțină lume știe că Renault a fost companie de stat. Puțină și, lume și știe. Acum este, și numai... este, dar e mix capitalul. Da, e mix. Foarte puțin lume știe că ăștia grecii care sunt cu telefoanele la noi. E de stat, da. E companie de stat. Păi Austria, de peste 50% din economia Austriei aparține statului. Sigur, are management privat, are performanță în a conduce economia. Lasă că la noi economia. Managementul privat, ați văzut ce înseamnă. Că e o poveste. Nu, o poveste. Faci managementul privat ca să-ți ia băieții deștepți. Da, dar problema este alta. Nu plătește nimeni. Sau prea puțin. Deci, asta este problema. Un caz să tragi la răspundere. Bă, te-am pus acolo, ai ți-am făcut... dat 50.000 de euro pe lună, da, salariul. Da, aici devine toți parlamentarii. Toți parlamentarii sunt de vină. Pentru că pe lege iese hoțul, ăla care a făcut averi furând de la stat, și spune, chiar dacă e imoral, este legal. Nu? Spune o anumită doamnă care a fost ministru și a avut 10 de miliarde pe mână. Aștept să fiu felicitată. Tot ce am făcut este legal. Adică s-au acoperit cu HG-uri, cu ordonanțe, cu dălea. Deci eu m-aș duce mai departe, să știți. De exemplu, făcut o lege. Nu să n-ai pe voi să participe la alegeri. Cel care a semnat pentru Rom Telecom, pentru bancă și în special pentru Petrom. Deci pentru Petrom. Deci acolo a fost furt. Nu numai, ultimul om care a semnat, care ridica mâna și în Camera Deputaților sau în Senat pentru așa ceva. Găsiți, sunt scriși, nu mai e ce căuta. Ai fost de acord cu legi contrare statului român. Organizând licitații, da, publice, n-ai o fișă istoric a celui care îți vine la o licitație și care înainte, cu 3 ani, cu 5 ani și așa mai departe, a fost la licitații publice, locale sau naționale și așa mai departe, a dat tunuri, nu și-a făcut treaba, de el acum vine iară mersi și este printre cei mai, cum să zic, potențial în ghilimele, da, aspiranți la câștigarea unei asemenea licitații. Aici ar trebui tot așa, instituată, da, o lege, da, doamne, fișa portret a firmei respective. Care e istoria ta în ultimii 10 ani? Și mai ales în relațiile de natură publică. Ce ai făcut după... Da, am dat o mare politică. Și trebuia să rămâne la nivel local. Da. Și la hotărârile pe care le scoate Consiliul Local și la baronii locali și la alte cele. Dar cred că ne oprim astăzi aici. Și pentru că am lansat așa un cap de pot, a rămas ceva important? Nu. Nu. Sigur, bineînțeles că toate sunt importante, dar a rămas o grămadă de importante. Nu, a rămas totuși dar un lucru foarte important, foarte Maria. Important este să colaborăm, da? Și dacă toți suntem pe aceeași lungime de undă, să începem... Mesajul către clujeni și către toată lumea... Ziceți-l! Fraților, să mergem toți la vot. Mesajul dumneavoastră? Să mergem la vot. Și eu zic să votăm și așa un pic și pe partea asta patriotică, să... Dar ziceți-o cu convingere, știți, că nu... Nu, nu, eu vreau să fiu convingător așa prin modul meu de a spune. În regulă. Domnilor, succes! Doamne ajută! Mulțumim! La revedere!